L-avem la telefon pe domnul Mihai Puțintei, director general al APIA. Bună seara! Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc că... Vă salut pe dumneavoastră și invitatul dumneavoastră, pe domnul Nedelcu. Da, domnul Nedelcu este alături de noi. Vă mulțumesc că ați intrat prin... legătură directă telefonică cu noi. Domnule Puțintei, discutam despre deja celebra ordonanță 3, ordinul de ministru, care ambele au fost modificate, discutasem chiar înainte cu dumneavoastră de a se modifica. Puneți-ne la pentru început, care este starea actuală, dacă au început să se depună deja cereri, dacă aveți și un număr de cereri care au fost deja depuse pentru această cerere unică? Da, există un număr de 320.000, 600.000 de cereri depuse în această perioadă pentru o suprafață de aproximativ 1.600.000 de hectare. Reprezintă, din punct de vedere al numărului de beneficiari aproximativ, raportându-ne la situația anului anterior de cerere, de 30% din beneficiari și 10% din suprafață. Trebuie menționat faptul că, în general, din campaniile anterioare, din experiența anilor anteriori, suprafețele mari, mari fermieri depun cererile de plată spre sfârșitul campaniei de depunere a cererilor. Bun, deci... Există, într-adevăr, unele dificultăți. Le-ați constatat și dumneavoastră, am urmărit până acum ceea ce a prezentat și domnul Nedelcu prin dificultățile întâmpinate de fermieri în relația cu autoritățile locale. Am avut discuții permanente cu reprezentanții autorităților locale, sperăm să le rezolvăm, să înțeleagă importanța pe care o au demersurile pe care din al lor le fac. În primul rând, rugămintea mea adresată colegilor, domnilor primari, reprezentanților autorităților locale este de a-și adapta oarecum programul de lucru în funcție de programul pe care și noi, Agenția de Plăți, l-am adoptat în ultima lună. Nu știu dacă vă este cunoscut. Lucrăm și în weekend-uri, spuneați. Și în weekend, și sâmbăta, și duminica, atât la centrele județene cât la, și la centrele locale. Este o mare problemă, avem programări transmise fermierilor, nu se prezintă. Efectiv, încercăm din răsputeri să menținem un trend foarte crescut al depunerii cererilor de credit, de cerere pe suprafață. Acum depunerea online, a cererii funcționează sau, mai bine spus, fermierii au adoptat și această măsură de a depune cererea, această modalitate? După cum știți, funcționalitatea de depunere online a cererii, IPA online, acea funcționalitate consacrată încă din anul 2010, funcționează și acum, este funcțională, pot fi depuse cererile online. Așteptăm deponenții să se prezinte cu cererile. Știu că este o cerere stufoasă. Am mai declarat, este o cerere stufoasă datorită multitudinii de forme de sprijin, de diversificare a schemelor de plăți directe, iar în cadrul acestor plăți directe vorbim de o diversificare cel puțin în prisma sprijinului cuplat, de 19 scheme de sprijin pe sectorul vegetal și 4 pe sectorul animal. Este inerentă această stufoșenie, ca să spun așa, cererii de plată. Apropo, nu poate fi evitat. Apropo de sectorul animal, sectorul zootehnic, din această lună a început și depunerea pentru crescătorii de bovine. Pentru ceilalți, când urmează să se deschidă? Pentru caprine. Da, într-adevăr am început depunerea de cereri atât pentru sectorul vegetal, pentru toate categoriile de suprafețe și indiferent de dimensiunea exploatațiilor sectorului vegetal, dar și pentru sectorul animal în domeniul bovină, în sectorul bovină. O să începem și pentru sectorul ovină, caprină și în următoarea perioadă. Sperăm la începutul săptămânii viitoare să putem declanșa sesiunea de primire a cererii
în sistem, ca să spun așa, electronic. Din cauza aceasta, neavând pregătite toate demersurile prin sistemul integrat al agenției de plăți pentru această sesiune. Sper ca la începutul săptămânii viitoare să avem pregătite toate demersurile, să putem primi și cererile pentru sectorul ovină-caprină. De altfel, aici nu este un volum foarte mare al cererilor dacă ne raportăm la numărul de beneficiari. Menționez că din extrăgând datele din campania anterioară, beneficiarii în sectorul ovină-caprină sunt în jur de 57.000, în sectorul bovin undeva la 126.000 de cereri, raportându-ne la un număr de 1.000.000 și ceva de cereri pe care 1.019.000 cereri pe care le-a avut APIA anul trecut eligibile în sectorul vegetal, cred că nu reprezintă o dimensiune semnificativă. Sperăm să, cu toate eforturile pe care le depunem, și vă garantăm că nu sunt unele minore din toate punctele de vedere, din punct de vedere administrativ, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al solicitării resursei umane pe care o are APIA la dispoziție și care de multe ori, acum o spun cu tristețe, este supra-solicitată, supra... Bun, dar... Supra-solicitată. Deci menționăm că 15 iunie rămâne data limită pentru toți beneficiarii, indiferent de sectorul pe care acționează ei. Data de 15 iunie este data limită de depunere a cererilor. Urmarea adoptării modificării regulamentului 1307 privind data limită de depunere a cererilor a fost stabilită ca și dată la latitudinea statelor membre, data limită, data de 15 iunie. Minuta desfășurării ședinței de la Comisia Europeană ne-a fost comunicată ulterior, stabilindu-se totuși o perioadă de tranziție pe care în momentul inițial nu o cunoșteam și pe care încercăm, Ministerul Agriculturii, de fapt, încearcă să o transpună într-o modificare a ordonanței de urgență, numărul 3, prin care se introduce acea perioadă tranzitorie de încă 25 de zile cu penalizare de 1% pe zi pentru depunerea după data de 15 iulie. Deci a fost, practic, o continuare a normelor pe care Comisia l-a adoptat anterior anului 2014. Această perioadă de tranzitorie, de depunere cu penalizare a cererilor de plată. Bun, penalizare pentru beneficiar? Sigur. Da, întotdeauna depunerea cu întârziere după data limită presupune o penalizare a beneficiarului pentru depunerea cu întârziere. Bun, a spus acea penalizare, deci 1% pe zi, pentru fiecare zi de întârziere? Da, pe zi. Pentru fiecare zi de întârziere, prin determinarea drepturilor la care ar fi avut dreptul la plată beneficiarul, se aplică o penalizare de 1% pe zi, de la data de 15 iunie. Să adaugă 25 de zile, a spus că mai e perioada de durație. Da. Bună seara, domnul director. Fără să mai fie cele 15 zile în care puteai să-ți modifici cererea, da? Da, da. Domnul director Gen, sincer mă bucur că reușim să vă avem în emisiune. Sigur, noi o să ne vedem mâine dimineața și o să discutăm puțin. În timp ce vorbeați noastră, sincer, mi-am adus aminte, dar numai că mi-am adus aminte, au încolțit și unele idei. Noi observăm, adică ce e bun, e bun, știți, și ce e bun trebuie apreciat. Și trebuie să recunosc că am observat în ultima perioadă o apropiere a funcționarilor dumneavoastră de la APIA de fermier. Când zic o apropiere, înseamnă că vorbesc de un fel de consultantă, de sfaturile pe care le dau oamenii noastre fermierilor, tocmai pentru a ajuta ca să nu aibă probleme la depunerea cererilor și, desigur, pe derularea acestei solicitări. Da? Dar
Domnul director general, eu mă gândeam, v-am spus în timp ce vorbeați, poate găsim o soluție, pentru că un fapt îmbucurător este dialogul care are efecte pozitive între dumneavoastră și noi, ca să zic așa. Și este un început promițător care este bine să, să-l ridicăm, să zic, să ridicăm ștacheta. Și mă gândeam poate la o posibilitate astfel ca în relațiile dintre noi noastre să putem să pregătim încă de anul acesta, anul viitor. Poate găsim o soluție de simplificare, nu a procedurii, nu a, din punct de vedere al documentației, dar având în vedere că, hai să zic, numărul fermierilor sau fermierii încep să fie stabilizați, nu avem de-a face cu migrări spectaculoase de la 1000 de fermieri să ajungem la 2000. Ei acum sunt oarecum stabilizați, da? O să mai fie ceva mișcări cu cumpărări de terenuri, cum mai știu, dar nu, nu de natură ca să, așa zic, să bulverseze relația cu, cu apia și cerurile, da? Poate găsim o soluție, v-am spus, să pregătim, poate chiar și pentru online, pentru că cu cât fermierul este mai instruit, cu atât el poate să își depune online cererea de, plată. Concret, la ce vă referiți când spuneți că să pregătiți? La o mai multă informare sau la o schimbare? Deci la o informare. Deci sigur că îi trebuie și o schimbare de mentalitate, e mult zis. El o să fie bucuros să poată să o facă online. Dar el, ca să poată să facă online, trebuie să aibă un pic. Și cred că o să aibă acel sprijin de la, de la APIA. O să fie mai ușor și pentru APIA, o să fie mai ușor și pentru fermieri. Nu știu cât o să... 20, 30, 40, 50%. Dar cred că o să, o să fie o asemenea posibilitate. Sigur că dumneavoastră ați mai avut și probleme cu softul. Eu sper că s-au mai rezolvat sau dacă nu, sau ce mai este să se poate rezolva într-un an, doi, tot ce înseamnă problemă legată de soft, astfel încât să nu mai existe sincope de niciun fel și în anii următori, da? Chiar să putem să vorbim de o colaborare, numai o colaborare, o colaborare benefică care își găsește, care își găsește efectul într-o perioadă mai scurtă de depuneri, de rezolvare, să zic, într-un volum mai mic de muncă al, al angajaților APIA, da? Poate nu-i lipsit de interes, domnul director general, să avem asemenea discuții. O idee de colo, o idee de colo, știți cum este. Domnul Nedelcu, apreciez inițiativa dumneavoastră, este lăudabilă, dar știți foarte bine că și până acum nu este meritul meu, nu este meritul colegilor care lucrează în acest moment. Această apropiere între fermieri și APIA a existat întotdeauna, în ideea în care au fost instruiți, consultați, în momentul în care au încercat sau au avut dificultăți în, în depunerea cererii. Desigur, așa cum spuneați, avem ceva dificultăți din punct de vedere al implementării dezvoltărilor în sistemul informatic. Sunt multiple modificări. Știți foarte bine că trecem de la o schemă unică de plată la 6 scheme. Sunt dificultăți pe care sperăm să le depășim cu bine. Este o instituție care cred că v-a demonstrat până acum sau a lăsat până acum impresia și nu mă îndoiesc că sunteți convins de faptul că instituția pe care o reprezentăm este demnă de a beneficia de toată atenția și de toate resursele financiare necesare implementării dezvoltărilor și a tuturor cerințelor pe care le presupune noua politică agricolă comună. Domnule Puțintei, o să vă întreb eu încă un subiect sensibil în aceste probleme, aceste zile, este acel ajutor pentru motorină. Mulți fermieri s-au plâns că el întârzie destul de mult și unii dintre ei au chiar suprafețe destul de mari, iar acest ajutor este unul consistent. Când vor fi virați banii? V-
Vă referiți probabil la subvenționarea accizei la motorine pentru trimestrul 4 al anului 2014. Conform actului normativ, termenul limită de plată este 30.06.2014. Colegii lucrează, sper că până la finalul lunii, începutul lunii iunie, să putem finaliza plata trimestrului 4 și primirea cererilor pentru trimestrul 1-2015. Deci undeva, spuneți dumneavoastră că sperați ca până la începutul lunii iunie sau undeva la începutul lunii iunie? Da, undeva la începutul iunie să putem efectua plata de conturilor depuse de fermier pentru trimestrul 4 al anului 2014. Bun, și încă o întrebare din partea mea și ultima, dacă domnul Delcu are întrebări. De ce totuși a fost nevoie de acest scandal în jurul ordonanței de urgență și a ordinului de ministru pentru a se ajunge la o înțelegere, să spunem așa, între dumneavoastră, autorități, mă refer, și fermieri? Pentru că știm, data trecută când am vorbit cu dumneavoastră, chiar cei de la LAPAR anunțaseră un protest uriaș în București, tocmai din cauza acestei cereri, pe când domnul Nedelcu aici prezent de față spunea că deși fermierii, reprezentanții lor au fost consultați, au spus, au plecat de acolo cu o idee, iar ce a apărut în legislație a fost cu totul și cu totul altceva. De ce această, să spunem politicos, lipsă de comunicare? Nu cred că este vorba de o lipsă de comunicare. Este vorba de faptul că trecem într-o nouă perioadă de programare, aplicăm prevederi comunitare noi, încercăm să le transpunem în legislația națională corespunzător, ne consultăm, ca să spun, permanent cu asociațiile, cu reprezentanții fermierilor. Permanentul dialog a constituit, ca să spun așa, o sursă prin care noi am reușit să implementăm într-o formă mai bună sau mai puțin bună și ulterior perfectibilă actului normativ. Acum, ce să spun, este o nouă etapă programatică. Este un fel de nou început, așa cum 2007 a fost începutul plăților directe. Nu este o perioadă foarte, foarte ușoară, nici pentru fermieri sau îndeoseb pentru fermieri, nici pentru noi ca și implementatori ai acestor măsuri. Domnule director? Vă rog. Domnule director general, dumneavoastră ați observat că eu tocmai am remarcat și am lăudat progresele făcute de lucrătorii APIA. Dar la fel de adevărat, noi trebuie să fim realiști, să spunem că este loc de mai bine. Nu. Și când eu am propus un pic mai devreme, da, câteva minute în urmă, acțiuni care să ducă la scurtarea termenelor, la, la rezolvarea cererilor mai repede și mai eficient. Atunci m-am referit, domnul director general, la eforturi pe care să le facem și noi și dumneavoastră. Nu numai dumneavoastră, pentru că și noi trebuie să vă ajutăm ca să ne ajutați. Și, Așa este. Ideea este că dacă reușim să stăm la masă și ne gândim, de fapt, pentru ce sunt subvențiile. Știți că am mai discutat noi odată. Când ne gândim care este scopul acestor subvenții, și noi trebuie, de fapt, să atingem aceste scopuri. Desigur, fără să încălcăm legea, fără ca să dăm posibilitatea vreunui fermier ca să fraudeze legea și să fraudeze fondurile. Doamne ferește, nu ăsta e scopul, din contră, da? Dar cred, sincer cred, că putem să găsim soluții, să găsim, hai să zic, niște... o tactică care să poate să rezolve mai repede cererile și, de fapt, ce avem noi de făcut și dumneavoastră împreună, da? Așa este. Cred că putem. Și vă spun sincer, acum nu putem în emisiune, dar poate mâine, nu o să avem nici mâine timp, dar poate altă dată discutăm mai pe larg.
Adică fermierul se poate să-și pregătească din decembrie pentru că el știe ce o să aibă la anul viitor. Deci referiți la o predictibilitate. O predictibilitate care pleacă de la fermier, sigur că da. Și ăsta vorbește cu cel de la APIA din ianuarie sau din decembrie, da? O să fie niște schimbări, dar schimbările o să fie foarte mici. Adică el ar trebui, fermierul, să fie pregătit la începutul anului, în ianuarie, să aibă setul de documente gata, gata făcut, da? Bun, domnule Puțintei, ca să încheiem discuția cu dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ați dialogat cu noi această seară. Urmează, se anunță în viitorul apropiat modificări importante în legislația plăților directe? Sau mai se modifică ceva? Nu este o perioadă în care vor interveni modificări semnificative. Legea 104 adoptată de Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial a statuat oarecare modificări în privința eligibilității asociațiilor exploatatoare de pășuni și pajiști care devin eligibile prin depunerea cererii de plată cu acordul tuturor membrilor asociației. Fapt care nu era, să spunem așa, statuat prin vechea variantă a Ordonanței 3. Încărcătura unității vită mare pe suprafața exploatată putând fi asigurată și prin animalele membrilor asociației. Ok. Nu era statuată, dar era practicată, nu, domnul director? Nu era practicată, domnule Nedelcu, a fost un criteriu de eligibilitate care a fost respectat până în anul 2015. Într-adevăr, asociațiile au fost beneficiare, beneficiind de încărcătura animalelor membrilor pentru plata pe suprafață. Prima variantă sau varianta propusă a Ordonanței 3, în primă lectură, ca să spun așa, considera eligibili numai membrii asociațiilor, crescători de animale, utilizatori efectivi ai pajiștilor. Practic, va fi o perioadă de tranziție. Pentru încă un an, asociațiile vor putea face dovada eligibilității suprafețelor utilizate cu încărcătura oferită de animalele deținute de membrii asociației, urmând ca de anul viitor să aibă obligativitatea înregistrării ca și grupuri de producători cooperative. Este vorba de acele asociații constituite pe Ordonanța 26/2000. Practic, va fi un nou, ca să spun așa, an de tranziție spre constituirea unor asociații, grupuri de producători cooperative cu scop lucrativ, efectiv cu scop lucrativ, de la acele asociații constituite pe Ordonanța 26, mai mult cu scop de reprezentare a fermierilor. Da, deși a funcționat până în 2014 și 2014. Da, a funcționat intervenind o singură chestie, este acel principiu nou introdus de legislație europeană, cea a fermierului activ. Corect. Noțiune pe care aceste asociații fără scop lucrativ constituite în baza legii 26 pe 2000, ordonanței 26 pe 2000, nu prea n-avea calitate de fermier activ, așa e, sigur că. Da. Domnule Puțintei, vă mulțumesc mult pentru intervenție și vă urez o seară frumoasă în continuare. Și eu vă salut. O seară bună și dumneavoastră, mulțumesc și eu. Domnule Nedelcu, am văzut, am mai lămurit, să spunem așa, un pic lucrurile în această privință. Înainte de a încheia, vreau să vă cer o opinie și pe prima știre, primele știri pe care le-am văzut despre ceea ce se întâmplă, aceste întârzieri și nemulțumirile legumicultorilor în ceea ce privește relația cu supermarketurile. Dacă să închidem cu APIA, eu sunt optimist și cred într-adevăr, da? Că ideea care a venit în timpul emisiunii poate să prindă viață și poate să fie benefică, da? Să sperăm că vom avea un dialog care va fi de la început. Văd că cu domnul vor fi bune de la început. Începem să avem un dialog
civilizat și eficient. Domnul Rareș, domnule, chestia cu supermarketul ne este nu numai delicată, da? Este, cum să vă spun, domnule, că e o infecție deja, da? În organismul ăsta al... Vă referiți la hipermarketuri? Cu... Vorbim de hipermarketuri, da, asta da, este, da? Exact. Este absolut inadmisibil, domnule, cum să-i dai lui ăla peste 50 de zile banii când tu vinzi într-o zi, două, după ce arat. De ce trebuie să, de ce trebuie producătorul să crediteze supermarketul, da? Am auzit zilele trecute la televizor, da, și am și văzut-o, da, am și auzit-o, o doamnă așa, drăguțică ea, dar, cum să vă spun, am mai văzut-o, cred că și politician, da? Și reprezentau lanțurile de... A, doamna Delia Nica, este directorul executiv al marilor retaileri. Cred că așa o cheamă. Și este și... Nu. Din câte știu eu, nu. Din câte știu eu, este doar directorul executiv al marilor, da, asociației marilor comercianți. Doamne, femeia asta ne-a spus foarte clar. Bă, băieți, noi suntem aici șefi, suntem stat în stat, să fiți sănătoși. N-aveți puterea de negociere. Chestia asta cu puterea de negociere, da, așa e. Dar și când ai putere de negociere, cât negociezi cu el, da? Că și asociațiile, cei care trebuie să primească banii și nu i-au primit de 50 de zile, sunt asociații, da? Nu sunt... Nu, este foarte greu să te luți cu aceste hipermarketuri care pun taxe și pe raft, și pe treaptă, și pe scară, și pe fereastră, și pe, ce, pe tot ce nu... Cum ar trebui să citim această declarație a Ministrului Agriculturii în ceea ce vrește punctul de vedere cerut de Comisia Europeană până la sfârșitul acestui an a relației dintre cele două părți, producători și supermarketuri? Sigur că asta nu este numai la noi în România. E adevărat că la noi în România toate lucrurile rele sunt mai accentuate și au dimensiuni mai mari, da? Dar toate țările europene se confruntă cu acest fenomen. Știi că am vrut să zic flagel, că începea tot cu F. Dar pot să zic și flagel liniștit. Eu cred că există o soluție care am gândit-o tot acum, când tu dădeai știrea Rareș. Dom'le, de fapt, ce se întâmplă? Autoritățile locale, da? Guvernul și primăriile. Dom'le, ăștia ce vor? Ăștia vor să-și protejeze cetățenii. Vor să le ofere posibilitatea să-și cumpere bunuri de calitate și mai ieftine și într-un cadru civilizat. Eu mă întreb de ce trebuie să vină neapărat numai lanțul de hipermarket Carrefour și cine mai vine și, da? Ca să facă centre mari de desfacere a produselor și nu face și primăria capitalei, da? De ce nu face și primăria nu știu care? Poate să fie un parteneriat public-privat, poate să fie numai public, în care taxele alea să nu mai fie așa de mari și așa de multe. Da. Nu cred. Ei au forța necesară și forța economică, mă refer, și cadrul de a se mișca mult mai repede decât o autorizare publice. Știi ce se întâmplă? Singura chestie cu autoritatea publică e să nu fure ăla care... Da? Și să mai taie din corupție. Dar în rest s-ar putea face fără niciun fel de problemă. E o idee la care poate oamenii trebuie să gândească. Poate domnul Oprescu și cu cine mai... conduc destinele... Da. Și cu guvernul și cu cine mai... Și poate gândesc și fac o chestie asta. Nu fi cât Carrefourul de mare. Mai trebuie să facă niște lucruri de-astea, da? Și atunci ai și posibilitatea să promovezi mai bine produsul românesc. Am auzit explicația halucinantă a lui Georgică, Vlad, da? Zice, domnule, și-au avut probleme de IT. Ce vorbești, domnule? Au încălcat niște facturi. Ia uite, domnule, ce se întâmplă, domnule, da? Au avut probleme de IT. Au venit rușii și le-au zăpăcit IT-ul. Și au venit hackerii, nu știu care. Și uite așa e dracului, domnule, le-au zăpăcit numai partea în care plătea, partea în care încasa nu plătea, n-a zăpăcit-o deloc. Că astea erau foarte bine delimitate, știi? Încasăm pe stânga și dăm pe dreapta. Și dreapta nu mergea, paralizat. Și a paralizat, domnule, 50 de zile, domnule. Înțelegi? Până acum.
Bun, domnule Nelcu, vă mulțumesc mult pentru prezență și, apropo de legumicultori, încheiem cu o știre, o să vedeți după ce noi ieșim din emisie, o știre a Conferinței Naționale a Legumicultorilor care se desfășoară în aceste zile în centrul Bucureștiului. Vedem ce pot face și ce pot găsi acolo cei care lucrează în domeniu, cultivă legumele din această zonă a Bucureștiului, cel mai probabil, pentru că ei mai ușor să ajungeți în București dacă stați în județul Ilfov. Până atunci, rămâneți cu noi. Nu uitați, mâine de la ora 18 avem AgroCapital cu colegul meu, Alexandru Andronache. Până atunci, toate cele bune, știrea despre Conferința Națională a Legumicultorilor și AgroMeteo. O seară bună, la revedere! O nouă întâlnire importantă pentru sectorul legumicol din țara noastră. Fermierii români își pot pune pe tapet problemele cu care se lovesc zi de zi în câmp și așteaptă răspunsuri din partea oficialităților prezente. Problema este, bine, sigur, sunt foarte multe, dar eu nu m-aș referi decât la câteva. Unul este legat de asociere și de faptul că ei, dacă nu vor fi organizați și nu vor înțelege că vor trebui să, ca să poată ajunge în piață, vor trebui să fie uniți, să facă grupuri de producători, să-și facă depozite, astfel încât prin platforma pe care noi de fapt am și lansat-o, Dor de Gust, care este în spate, vor intra în piață, pentru că altfel vor veni alții, nu știu, că îl cheamă din Polonia, din Olanda sau din altă parte, deci piața este liberă, dar pentru mine este important ca patriot, ca să nu zic mai mult, ca un tip naționalist, este important ca producătorul meu, fermierul meu din România să ajungă în piață, produsul lui să o regăsesc și cred că fiecare român va conștientiza faptul că dacă va cumpăra produse din România, toată plus valoarea se va întoarce către economia românească. Domnul Grigore Sterian este fermier de mai bine de 15 ani. A trecut peste multe obstacole, mulți bani pierduți de-a lungul anilor, dar acum, odată cu experiența în acest sector, știe să facă investiții. Știe că fără investiții nu poți avea profit la finalul anului. În agricultură, mulți cred că planta crește decât cu aer, cu apă și cu sapă, dar nu este așa. În agricultură, în special în legumicultură, dacă nu se investește bani mulți, nu se scoate nici bani mulți. Să respecti tehnologii, să respecti programe de fertilizare, să faci totul cât mai natural ca să intri pe piață fără chimicale și fără astea. Și pentru membrii familiei, da, ne-am scos investiția și cât de cât noi pe perioada de iarnă nu putem să producem legume pentru că nu avem încălzire. Specialiștii susțin că interesul fermierilor în a-și moderniza exploatațiile agricole este din ce în ce mai mare și în țara noastră. Dotările de ultimă oră asigură cu siguranță și creșteri de producție și creșteri de calitate și, eu știu, uniformitate în producția obținută. De aceea vă spuneam că noi venim în sprijinul fermierilor, inclusiv printr-un program de colaborare pe partea de desfacere a produselor, deoarece prin echipamentele pe care noi le furnizăm putem asigura, adică putem să fim noi siguri că produsele vor fi de calitate și avem certitudinea că ele pot fi valorificate, să zicem, cu beneficii superioare. Tot în cadrul conferinței din București, consultanții în fonduri europene au pentru fermieri vești bune și în ceea ce privește noul program național de dezvoltare rurală. În momentul de față s-a obținut deja și scrisoarea de conformitate de la Comisia Europeană, care înseamnă că programul este practic aprobat, mai rămân doar niște formalități, să zicem, la nivelul comisiei, prin care se va da și aprobarea finală undeva în cursul lunii viitoare. Acest lucru va fi foarte bine pentru că deja ministerul în cazul acesta poate să lanseze sub formă consultativă, cel puțin toate celelalte submăsuri pe care intenționează să le lanseze. Evenimentul va continua și mâine, conferința la care și-a anunțat prezent și ministrii Agriculturii și Finanțelor Publice, Daniel Constantin, respectiv Eugen Teodorovici.